Doamne, am primit atâta feedback că fac vloguri lungi. Atâta feedback încât aș putea să le iau în considerare. Deși nu o să vă mint, am o chestie de asta. Nu știu cât de sănătoasă e să nu iei în considerare ce zic alții. Doar că mi-a zis până și mami. Și când zice mama, it's different. Deci, bucurați-vă de acest vlog de maxim 30 de minute. Ați obținut ce ați vrut. Nu vă înțeleg, dar ok. Pentru că eu, când vreau și eu să fac o curățenie în casă, o ceva, mi trebuie vlog sănătos de 3 ore, ca să am timp să termin totul că e în fundal. Nu înțeleg ce nu vă convine, dar treaba voastră. Eu încerc și așa. Că... Actually, mi-e și mie mult mai ușor la edit. Adică să stau aici pe mine. Poate este într-un ceas bun. Ne tăiem unghiuțele. Pentru că tăindu-ne unghiuțele scăpăm de foarte multe lucruri. Cum ar fi ojo, tratament de unghii, acetonă, cotonete, pilă. Și multe alte accesorii. Și mie îmi place să scap de lucruri. Este o întreagă filozofie aici. Nu știu dacă înțelegeți ce fac eu aici, că nu doar îmi tai unghiile. Eu câștig timp. Salvez timp. Și energie. Și bani. Și refuz să fiu spălată pe creier de media care mi zice să am unghiuța lungă și să las banul lunar la salon. Asta mi-a zis o prietenă că vrea anul ăsta să nu mai dea banii pe saloane că își făcea unghiile. Și mi s-a părut mișto. Experimentul. Și o altă prietenă mi-a zis că nu vrea să mai vopsească anul ăsta și să-și îmbrățișeze culoarea naturală. Și de aia sunt super entuziasmată și de convingerile la care a ajuns. Sper atât de simplu să accepti cum ești, culoarea părului, cum ți-e fața, totul. Și să fii ok, pur și simplu, să nu mai cauți toată ziua, până ziua, schimbări. Mă rog, nu zic că nu e frumos acum. Să experimentăm și noi cu un machiaj, o ceva, dar să facem așa mai conștient, sper. Are și niște cremiță. Am și bine, simt că le scurte. Cam așa. Ce să vă mai zic? Mi-am propus ca până la sfârșitul anului sunt full option, măsurători, aplicații, cântare, masă musculară, grăsime, toate cele. Îmi doresc de la mine pătrățele până la sfârșitul anului și mi se pare foarte realizabil că deja se vede ceva. Te mi-ai dus, dar... Stați că mă frâng. Mă frâng și nu vreau. Așadar, vă propun, prieteni dragi, ne începem ziua cum se cade, cum se cuvine. Și anume cu o vânătoare de crenguțe. Pentru că necesit o creangă în această zonă. Ea a avut săraca tot felul de tentative, de experimente, dar s-a ajuns în acest punct în care se necesită o creangă. Doamne, îmi amintesc când am luat masa pe site. Aveau poze cu acvariu aici. Nici nu-i face așa ceva. Când știi că oamenii sunt sensibili și ușor influențabili. Săraci peștișori. Da, deci hai, spor la crengi. Un pic cam încovoiată. Cam prea verde și crudă. Prea mică și sfrijită.
Pe asta o bănuiesc că s-ar potrivi foarte bine, deci mă descurajează un pic bucățile alea de căcat din jur. Sper că ești mai bine acolo, iepurașule. Hai să luăm și o pâinică, dacă tot. Am baghetă, am creacă, sunt un om împlinit. Nu să vă mint că acum că o văd așa, mi-ar plăcea ceva de genul. Să o pun într-un ghiveci, să o torn în ciment, something, să știu că e țeapănă. Chiar ar fi nice. Dar cu altă ocazie, pentru că asta a fost luată cu un scop. E drept că la asta nu m-am gândit, că a plouat zilele trecute și nu e cea mai uscată. O, avem și o furnicuță. Dar să le scot afară, să le salvez, sper să-mi fie amărte. Ce mai să zic e că e jegoșică. Foarte, foarte jegoșică. Deci ce vreau? Vreau o bucățică mică. Hai să-i pun vârf și restul să o duc chiar afară. Poate o duc chiar așa. Să rămână la furnicuțe ca să-l vor. Am mai căzut până? M-a căzut. Ok. It was smooth. Ia să vedem. Nu prea place. Dubla 2. Scurbuit furnicuțele. Nu, iubita, vine înapoi, că te scot imediat de afară. Urcă de aici. Au. Se vede? Asta cred că o să fie mai potrivită decât jursica asta. Da. Ne place. Ok, rămâne asta. Și hai să pun furnicile. Urcă-te înapoi aici. Te rog frumos. Și scuze de deranj, că am dat seama că nu e ok ce am făcut. Baby, urcă-te aici, te rog frumos. Stai să vorbă pe furni. Ia uitați-o. Ia uitați-o, te rog, urcă-te înapoi. Pare rău că te-am zdrângănit. Hai, te rog. Așa. Se urcă? Nu se urcă. Se urcă, finally! Stau atâta. Nu vreți să știți de cât timp stau. Le-am înmulțit. Știți ce fac? Le pun pe o hârtie. Le las frumos să se urce ritmul lor. După le ducem afară. Nu știu unde sunt. Am mai picat niște furnici. S-o las baltă, nici nu le văd. De unde curg? De unde veniți? Hai, le... Le salvim și pe astea. Nu să văd dacă... Așa să mă învăț. Stau scuia în toate părțile. O invit. Aici. Că nu mai arăt tare cu voi. Să urcați pe creacă. Haide. Haide, haide. Așa. Și dumneavoastră. Dar unde erau alea? Oare erau în... În om. Cred că nu într-o mă. Că uite cum e. N-am luat în calcul. Uite, și o cusură căsuță aici. Hai că pe asta o duc înapoi afară. Și nu mai... Nimic. Nu mă stestez dacă e mai bună asta. Decât asta. Îmi place că vine până jos. Dai să vă arăt. Îmi place că vine până jos. Dar parcă e prea înăltuță așa și când stai și tu... Ia, test. Când stai și tu... Vrei tu să vezi un film? Nu prea. Vrei tu să vezi ultimul episod din Fargo? Nu prea merge. Da, nu. Cealaltă? Sau o mai scurtez pe asta? Dar parcă cealaltă era aspre ok. Hai că mă pun și eu să dau un pic cu aspiratorul, că s-a făcut cadra acum. Să mă îngheb o furnicuță. Să duc lângă aia afară. Și ne auzim laters. Shoppingul meu preferat. Ceva mai înălțător decât fructe și legume. Nu am experimentat în această vițișoară. Nu-mi trebuie de rău, nu-mi trebuie totem, nu-mi trebuie nimica. Îmi trebuie doar aceste roșii cherry cu gust divin.
foarte recunoscătoare sunt pentru această recoltă. Dar chiar voi vă gândiți vreodată, stați așa în timp ce vă mâncați mărul, banana, piersica, pruna, strugurele. Mă fascinează, pur și simplu, mă copleșește când mă gândesc că există atâtea specii de fructe și de legume și cu culorile lor și formele lor și gusturile lor și nu știu, e prea multă frumusețe. Nu sunt sigură că pot să duc selerul ăsta, doamne, cum e, abia aștept să-l fac o supiță. Hai la masă! E frumusică rău de tot. Ce anume? Supița. Nu sunt ciupercile pe care le vrei, sunt ciupercile de care ai nevoie. Ai scos-o, dar e amuzant. But cutting across is hard. That means diagonal and horizontal slashes will have little effect on walking mushrooms. I learned something new. It looks more like food now that it's sliced. No, it doesn't. Hai să facem și o prăjiturică. Pentru că făcutul de prăjiturici este politica acestei case. Dar ce prăjiturică să fie? Că cu ciocolată tocmai ce am făcut. Prăjiturica cu măr și scurțișoară și puțin ghimbir, care parcă e singurul loc. Prăjitura asta, că am mai făcut-o de două ori, este singurul loc unde ghimbirul bani omint. Hai că și la butter chicken mai are sens. Hai că zic prostii, știi ce? Ești bun oriunde. Deci, trebuie să spălăm merișoarele și să le curățăm. Ia să vedem, pot să curăț coaja dintr-o bucată? Hai că nu e greu. Se pare așa că mi-am dat un mare test. Testul vieții mele. Not bad. Not bad at all. Știți ce? Gata. Nu am făcut concursurile. Amerele astea săracele, cred că de 3 săptămâni. Frigider. Și așteptam rândul. Rândul să facă și eu de ceva în viață. Cu această ocazie eu recomand un film bun. Că dacă la Saltburn v-am zis așa, uitați-vă că merge să vă uitați, dar nu îmi se pare un film bun. Ăsta e un film bun. Adam's Apples. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui prietena mea care mi l-a recomandat. Și care orice îmi recomandă știu că e bun. O să fie o piesă. Poate să fie o memă, poate să fie un film. Calitate, doamne! Bună ziua! Bună ziua! Hai să facem o prăjiturică. Nu avem timp, că ne e poftă. Ok. Promit că nu-i arsă? Cred. Sper. Eu am mai făcut-o de două ori și n-a ieșit așa maronie, dar am pus extra scorțișoară, deci aia sper că este cauza. Și mai posibil să o fi pus pe o treaptă mai sus. Dar gustul trebuie să fie bun. N-are cum altfel. Pretty, pretty. Ia vine-o puțin. Yes. Se pare arsă? Nu. Nu-i arsă, nu? Nu. De la scurțișoară, nu? Nu știu dacă de la scurțișoară, dar nu pare deloc arsă. Yeah. Stai așa, stai. Ce? S-o scoate moare? Nu. Ce frumusică! Păi de ce mi-a luat tata să mă duc că a pus o pună asta în loc să o pună aia de la Thermomix și mereu curgea și... În fine! Bine că am ajuns aici. Încă arde. Dar e superbă. E superbă rău de tot. E foarte bun. Se simte ghimbirul? Nu, mă mai tu. Nu iau, nu iau. O glumă bună. O apreciez. Da, cred, foarte tare, o apreciez.
Da, v-ați uitat, v-ați uitat la el? Da, 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 da. La tot? Ia uite. L-ați văzut pe tot? Deci chiar. Da, da, auzi. Inițial am zis, spuneam ceva, da. Asta e mai ad hoc. Ai, ai, ai. Da.